Haideți să deschidem Sfânta Scriptură la textul pe care îl avem în calendar în seara aceasta, text care se potrivește ca o continuare a mesajului adus prin fratele Ruben, Domnul să-l binecuvinteze. Faptele Apostolilor, capitolul 9, Faptele Apostolilor, capitolul 9, textul din calendar de la versetul 31. Fapte, capitolul 9, de la versetul 31. Vindecarea lui Enea. Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea și Samaria. Se întărea sufletește și umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Pe când cerceta Petru pe toți sfinții, s-a pogorât la cei ce locuiau în Lida. Acolo a găsit un om, anume Enea, care zăcea de 8 ani o log în pat. Enea, i-a zis Petru, Iisus Hristos te vindecă, scoală-te și fă-ți patul. Și Enea s-a sculat îndată. Toți locuitorii din Lida și din Sarona l-au văzut și s-au întors la Domnul. Amin. Vă invit respectos să vă reașezați. Ne bucurăm din nou să fim împreună în seara aceasta, într-o zi foarte frumoasă pentru finalul lunii mai în Arizona. Când am venit dimineața la biserică, m-am uitat la termometru, la mașină, 72. La ora 9, 72 de grade afară. Cine zice că e cald în Arizona vara și că te topești de căldură? Foarte frumos. Ăsta e un dar de la Domnul, fraților. Ne-a dat Dumnezeu și vreme mai dulce, mai liniștită. Bineînțeles că o să vină vara, dar de căldură nu-i de fugit. Oamenii fug la căldură, nu de căldură. Oamenii fug de frig. De aceea, și din punct de vedere spiritual, oamenii aleargă la căldura Evangheliei și fug de frigul și ghețarul celui rău. Mă bucur, cum se menționa și dimineață, că fratele Nelu Lazar împreună cu sora Lena, după o călătorie care nouă ni s-a părut de vreo 2 săptămâni, dar care în realitate a fost de 5 săptămâni, s-au întors cu bine acasă. O vizită în România mult dorită de dumnealor, de ani de zile au visat-o. Iată că Domnul le-a dat harul să meargă în România, să umble, să viziteze ca pensionari și să se bucure de frați, de părtășii de acolo și să vină din nou să fie împreună acasă cu poporul Domnului de aici. Slăvit să fie Domnul! Mulțumim Domnului pentru familia fratelui Lazar, pentru fratele Nelu și sora Lena. Ne bucurăm din toată inima că îi vedem împreună cu noi. În seara aceasta, iubiți frați și surori, aș dori să medităm puțin la cuvântul Domnului și să scoatem în evidență mediul sau contextul în care Dumnezeu își manifestă puterea. Aici, în acest text, se vorbește despre o vindecare. În 4 versete, cuvântul Domnului descrie vindecarea și cum a avut loc. Și dați-mi voie să spun, parcă, după părerea mea, e cea mai simplă, cea mai ușoară minune sau vindecare pe care o găsim pe paginile Noului Testament. E ceva cum nu se poate mai simplu. Intră Petru în casa unei familii unde un bărbat e bolnav, se uită la el și îi spune bolnavului: Enea, Iisus Hristos te vindecă, scoală-te și fă-ți patul. Și Enea se ridică, își face patul, umblă, se bucură de viață și de sănătate și toți oamenii din cetatea Lida și Sarona văd minunea aceasta. Omul e bolnav de 8 ani, nu de 8 luni, nici de 8 săptămâni, nici de 8 zile, de 8 ani. În 8 ani de zile toată lumea a văzut că omul acesta nu se poate mișca, zace în pat, 8 ani. Și după 8 ani vine de la Ierusalim un bărbat ceva mai în vârstă, stă în fața lui și îi spune: Enea, Domnul Iisus te vindecă, ridică-ți patul
Scoală-te și fă-ți patul. Nu i-a zis să meargă acasă, că probabil că era acasă, era în casa lui Enea. Așa de simplu, nu e la ora de rugăciune, nu e la ora de evangelizare, nu e în urma unei prorocii, nimic din ceea ce ne așteptăm, nu e o părtășie mare, o adunare care să se țină împreună după zile de post și rugăciune, de sfințire. Am spune noi ceva foarte casual, ceva foarte obișnuit, ceva foarte normal. Îi faci o vizită la un om bolnav și spune, scoală-te și fă-ți patul, că Domnul Iisus te vindecă. Și omul se ridică, îți face patul, amin, slăvit să fie Domnul. Ce simplu a lucrat Dumnezeu în momentul acela. Parcă n-a fost nicio regulă aici, după care a lucrat Dumnezeu. Ce important e că Dumnezeu și-a manifestat puterea de vindecare în modul acesta. Dar ce e foarte interesant și versetul asupra căruia aș dori să medităm mai mult e versetul 31. Versetul 31 prezintă și așează mediul în care are loc această minune. Noi toți am vrea minuni de genul acesta. Uneori îmi pun întrebarea și zic, Doamne, de ce faci mai rar astfel de minuni? Nu știu de ce, n-am răspuns la această întrebare. M-aș bucura Dumnezeu să le facă mai des. Dar dați-mi voie să mai spun altceva. Dacă în fiecare zi și de fiecare dată Dumnezeu ar lucra în felul acesta, n-ar mai fi minuni. Ar fi ceva obișnuit. Ar fi o normalitate. Domnul Iisus Hristos și Biblia vorbește despre semne și minuni. Semnele sunt puncte de referință sau puncte de ghidare a oamenilor într-o anumită direcție. Minunile sunt lucruri neobișnuite, lucruri extraordinare. Dacă minunile ar deveni obișnuite, atunci n-ar mai fi minuni. Dacă toți bolnavii s-ar vindeca întotdeauna, n-ar mai fi considerate minuni, ar fi considerate o normalitate. Dumnezeu a lăsat la nivel de minuni anumite intervenții supranaturale. Așa că nu în fiecare zi, nu în fiecare moment și nu la fiecare rugăciune vedem o minune dramatică sau spectaculoasă. Dar ce este clar e că Dumnezeu face minuni. Ce este clar e că Dumnezeu vindecă. N-am numărat minunile din Faptele Apostolilor, dar cartea Faptele Apostolilor se desfășoară pe o perioadă de mai mult de 20 de ani și sunt specificate aici câteva minuni. Acum fiecare dintre dumneavoastră să vă gândiți și să ne gândim la viața noastră, zic eu, în ultimii 40 de ani, cei care suntem un pic mai în vârstă și ne aducem aminte din urmă cu 40 de ani, sau 30 de ani. Câte minuni a făcut Dumnezeu în ultimii 30 de ani în viața dumitale? Sau în viața bisericii? Îs mai multe decât cele care sunt scrise în Faptele Apostolilor. Îs mult mai multe. Uneori noi spunem că Dumnezeu acum nu mai lucrează cum a lucrat pe vremuri. Dumnezeu nu mai lucrează acum așa cum a lucrat pe vremuri. Eu cred că lucrează. Eu nu văd așa de mult ce nu face Dumnezeu, ci eu văd ce face Dumnezeu. M-am obișnuit și când vin la adunare. Și uneori venim la adunare joi seara. Joi seara vin mai puțin frați la adunare, e adevărat? Joi seara vin mai puțin. De-a lungul anilor, cred că m-am format în felul acesta spunându-mi în fiecare zi, Cornel, joi seara când te uiți în adunare, să nu îi vezi pe cei care n-au venit, să-i vezi pe cei care au venit. Să nu te plângi după cei care n-au venit, ci să te bucuri pentru cei care au venit.
Așa că și marți seara sau joi seara, în loc să spun în cele mai multe cazuri, eu foarte rar spun fraților, azi suntem mai puțini. Dacă e un motiv specific pentru care trebuie spus, îl spunem, fraților, azi suntem mai puțini. Nu, azi suntem toți cei care am venit. Ia? Știți cât suntem azi la adunare, acum seara? Toți cei care am venit suntem aici. Toți cei care am venit suntem aici. Domnul să ne binecuvânteze. Câți n-au venit, e problema lor. Ne rugăm pentru ei, Dumnezeu să-i binecuvânteze. Când privim înspre adunare, nu-i vedem pe cei care n-au venit, ci vedem pe cei care au venit. Și cei care au venit, întotdeauna sunt mulți. Domnul să ne binecuvânteze. Deci, în loc să privim la lucrările pe care ni se pare că nu le face Dumnezeu, de ce să nu accentuăm lucrările pe care Dumnezeu le face? Nu te gândi câte minuni n-a făcut Dumnezeu. Gândește-te câte minuni a făcut Dumnezeu. A făcut Dumnezeu minuni în viața ta? Binecuvântat să fie Domnul. Înseamnă că Dumnezeu mai face minuni. Dimineața la ora de rugăciune a fost așa de fain când, nu știu dacă fratele Danny Heller Jr. a rugat frații să ridice mâna sus cei care au o jertfă de mulțumire înaintea Domnului că Dumnezeu a lucrat în viața lor într-un mod extraordinar. Și aproape toate mâinile s-au ridicat sus. Aleluia! Slăvit să fie Domnul! Dumnezeu lucrează! Ce aș dori să accentuez în seara aceasta, nu neapărat minunea în sine, deși, repet, minunea e frumoasă, e extraordinară prin simplitatea ei. Ce vreau să scot în evidență e mediul, contextul în care puterea lui Dumnezeu e manifestată. Noi nu trebuie să ne concentrăm la minuni, că minunile aparțin Domnului. Noi nu facem minuni. Domnul face minuni. Dar depinde de noi să pregătim un context, un mediu în care Dumnezeu să-și manifeste prezența. Aici depinde mult de noi. Și haideți să vedem în versetul 31 care a fost mediul, care a fost contextul în care exista biserica unde Dumnezeu să-și manifeste puterea. Primul aspect care îl scoatem în evidență este pacea. Biserica se bucura de pace în Iudeea, Galileea și Samaria. Cred că pentru prima dată în istoria poporului Israel se folosește termenul pace când e vorba de Iudeea, Galileea și Samaria. Nu știu dacă ați băgat de seamă și dacă băgăm de seamă prima dată când citim cuvântul acesta. Știți că acolo sunt trei zone geografice diferite? Iudeea e partea de sud a lui Israel, unde e Ierusalimul. Acolo se ia pocăiți, ăia sfinți. Acolo se ia buni. În Iudeea sunt cei mai pur sânge evrei. Apoi Galileea îi în partea cea mai de nord, Galileea la vest de Marea Galilei. Acolo îs evrei, dar un pic amestecați. În Galileea e Nazaretul și despre Nazaret se spunea că poate să iasă ceva bun din Nazaret. Ei, dacă venea Domnul din Ierusalim, era altă treabă în Ierusalim. Dar în Nazaret e ca și cum ai spune, da, din Oltenia sau din Dobrogea sau mai știu eu, din altă parte a României, care nu-i privită la cel mai înalt nivel de acolo, se iasă ceva bun. Apoi Samaria, ce să mai vorbim de Samaria? Samaria era între aceste două zone, Galileea la nord, la sud Iudeea și la mijloc Samaria. În Samaria era un amalgam și un amestec acolo. Acolo pe vremea împăraților au fost aduse poboare păgâne, s-au amestecat, se închinau la idoli, unii l-acceptau pe Dumnezeu. Cunoaștem dialogul din Evanghelia după Ioan, capitolul 4, Domnul Iisus vorbește cu femeia la fântână. Nu e legătură între iudei și samariteni. Samaritenii erau necurați,
erau necurați și la propriu și la figurat, erau probabil mai bruneți un pic. Iudeii cam ocoleau Samaria când aveau de mers în Galileea, nu prea s-o opreau pe acolo. Acum dați-mi voie să spun că și România, datorită istoriei, tot timpul a fost dezbinată. O parte a fost cu vestul, cu Austro-Ungarii, altă parte a fost cu rușii, partea de jos a fost mai mult cu turcii și acum s-a unit România. Și vorbim toți aceeași limbă, Domnul să binecuvânteze România mare, dar au rămas niște urme. Și în final fiecare se laudă, fiecare crede că e mai grozav. Noi care suntem din Ardeal și din vest, care avem mai multă influență din partea Austro-Ungariei, noi zicem că suntem mai răsăriți un pic, noi suntem mai grozavi, noi suntem mai, știu eu, civilizați un pic. Și se vede prin țară când te duci în zona aceea, parcă acolo sunt oamenii mai grozavi. Alții nu-s chiar așa cum sunt cei de acolo, dar chestiile astea sunt relative și subiective la urma urmei. Pentru că nu o anumită zonă îl face pe un om. Oameni are Dumnezeu în toate părțile României, dar la o adică se poate face debate. Unde sunt oamenii mai priceput, unde sunt mai înțelepți, unde sunt mai tradiționali, unde sunt mai civilizați, unde sunt mai bogați, unde sunt mai înstăriți. Așa era și în Israel. Dar iată că acum biserica Domnului se bucura de pace și în Iudeea, și în Samaria, și în Galileea. Auzi, mă, să înțeleg oltenii cu ardelenii. Păi eu toată viața am trăit cu bancuri despre olteni. Toată viața am trăit cu bancuri despre olteni. Și oltenii întotdeauna erau pe locul 2 în bancurile noastre din Ardeal. Eu cred că oltenii, copiii din Oltenia, la fel au trăit cu bancuri despre ardeleni. A, să nu vorbim despre moldoveni. Dar să nu-i spui la un bucovinean moldovean. Aveți grijă. Bucovinenii nu-s moldoveni. Bucovinenii-s bucovineni. Moldovenii-s moldoveni. Dar iată ce face Dumnezeu. Îi face pe toți frați. Fratele Tică ne spunea dimineață despre vizita la Washington, Maryland, lângă New York, pe coasta de est, la frații romi. Și fratele Tică ne spunea mai în private așa: mă, ăștia parcă sunt mai pocăiți ca noi. Ăștia când se roagă, frate. Ăștia când cântă. Și când ne-au spus că s-ar putea să încheiem programul de seara pe la miezul nopții, de la 7 la 12, 5 ore, am zis că glumesc. Dar au glumit? N-au glumit. Dar noi dacă trecem 15 minute peste program, ne fierbe telefonul. Trebuie să răspundem la telefon. Că nu știm ce s-a întâmplat. În alea două ore cât a fost slujba la biserică, atâtea mesaje am primit, atâtea e-mail-uri am primit și nu cumva să treacă 8 și un sfert să nu răspundem la ele. Nu cumva. Ei, și la începutul programului, că am mai văzut pe unii. Nu știu dacă și acum, cred că dintre fete s-ar putea să fie unele cu telefoane în brață sau băieții în mâini, se uită la mine, dați cu mâinile, nu le ascundeți, băgați-le în geantă, puneți-le pe off. Că îmi vine să vi le iau. Să le confiscăm până se termină slujba. Dar pe unele v-am mai văzut la începutul slujbei, încă 15 minute până începe slujba, să-și rezolve ultimile probleme. Și cu câteva minute înainte de a se termina slujba, iară să le rezolve. Și iată că frații romi nu le trebuie nici telefoane, nici nimic, și 5 ore laudă pe Domnul, se bucură. Vedeți cum suntem noi oamenii, facem diferențe și pe unii îi punem aici, pe alții îi punem mai jos, pe alții mai jos. Dar Dumnezeu nu face așa. Dumnezeu are har pentru toți. Și știți ce poate să facă Dumnezeu? Poate să facă pace. Să trăiască în pace în adunarea de la Happy Valley, să trăiască în pace bănățenii, cu ardelenii, cu bucovinenii, cu moldovenii, cu oltenii. Domne, dar cum e posibil?
Păi ne-am întâlnit cu Hristos. Și Hristos ne-a chemat la pace. Să nu credeți că unii sunt mai superiori decât alții sau alții sunt mai inferiori decât ceilalți. Poate că în general să pui așa o definiție, dar întotdeauna greșești. Că în fiecare zonă a României sunt oameni de treabă și în fiecare zonă a României sunt oameni de doi bani. Acum eu cred că Dumnezeu a privit înspre România și i-a mântuit. Să zic pe cei mai buni, aș vrea să zic că pe cei mai buni i-a mântuit Dumnezeu. Dar ca să fiu mai corect, ne-a mântuit Dumnezeu așa cum am fost, fraților. Așa cum am fost, ne-a mântuit Dumnezeu. Și Dumnezeu face pace între oameni de diferite naționalități, diferite origine, diferite zone ale țării. Războiul distruge. Războiul distruge. E suficient să citești un pic istoria și să vezi că războiul distruge. La ora actuală e război încă în Siria și Irak. E război. Încă sunt decapitați frații noștri. Alții care scapă fug de acasă și se ascund pe undeva. În timp ce noi stăm la aer condiționat și la unii ni prea cald și la alții ni prea frig și avem de comentat cu privire la treaba asta probabil. În timpul ăsta în care noi ne bucurăm de harul acesta minunat, alții sunt decapitați pentru numele Domnului Iisus Hristos. Războiul distruge. Este un oraș, am văzut câteva zile în urmă, n-am urmărit de mult, dar am fost curios să văd un oraș în care îi război ca pe vremea lui al doilea război mondial, cum am văzut în poze și în filme documentare despre război. Oamenii au fugit din oraș, doar într-o săptămână 114.000 de oameni au fugit din oraș și război, din bloc în bloc, soldați într-o parte, soldați în cealaltă parte. Pentru asta, dați-mi voie să spun, deși nu-mi place să mă bag în politică, dar pentru asta poate fi felicitat și președintele nostru că a tras trupele americane de acolo înainte de vreme. Nu le-a lăsat acolo ca să stea până când se stabilizează. Că acum n-aveam războiul ăsta, da? Nu se mai poate întoarce timpul înapoi și nu ne băgăm noi în chestiile astea că suntem prea mici. Dar iată ce se întâmplă când oamenii care sunt chemați să vegheze nu veghează și se uită după public, după populație, vor să fie populiști. Ce părere are America? Păi America are părere să nu fie război, să iasă afară din război, să nu fie niciun război. Bine, așa facem, cum spune toată lumea. O să vină războiul la noi aici și pe parcurs o să vedem că pierderile Americii sunt mult mai mari, sunt mult mai mari. Războiul, oriunde ar fi, distruge. În schimb, pacea aduce progres. Cât a distrus al doilea război mondial și ce s-a întâmplat după ce s-a semnat pactul de pace? După ce s-a declarat pace? După ce a capitulat Japonia? După ce a fost înfrântă Germania? Cum a progresat lumea? Ce mare har să fie pace! Apostolul Pavel spune că umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Acolo unde sunt oameni duhovnicești este pace și acolo unde este pace e progres. Căci împărăția lui Dumnezeu, tot Sfântul Pavel spune în Romani 14, nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Acolo unde oamenii sunt spirituali și duhovnicești, acolo unde oamenii își răstignesc firea, acolo e pace. Războiul întotdeauna apare din cauza oamenilor firești, din cauza oamenilor care se îndepărtează de Dumnezeu. Biserica se bucura de pace. Din toată inima zic, Domnul să binecuvânteze biserica aceasta cu pace în continuare. Apoi, biserica se bucura de zidire sufletească. Se întărea sufletește, spune tot versetul 31. Știm ce înseamnă zidire sufletească și ce aduce zidirea sufletească? Cuvântul divin, învățătura.
în Fapte 2:42, primul lucru în care stăruia biserica primară, ține minte care era. Biserica stăruia în învățătura apostolilor. Primul lucru în care stăruia biserica era învățătura apostolilor. Adică cuvântul. Cuvântul aduce zidire. Iată ce spune Pavel despre acest aspect al zidirii. 2 Corinteni 13:10. Tocmai de aceea vă scriu aceste lucruri acum când sunt de, când nu sunt de față, deci scria de departe, pentru că atunci când voi fi de față, să nu mă port cu asprime, potrivit cu puterea pe care mi-a dat-o Domnul pentru zidire, iar nu pentru dărâmare. Știți ce spune apostolul Pavel aici? Vă scriu acum ca să fie lucrurile în rânduială pe când vin eu. Și când vin eu, să nu trebuiască atunci să fac disciplină. Atunci să-l punem pe ăla sub pedeapsă, atunci să facem rânduială în adunare. Vă scriu acum să faceți voi rânduială înainte ca să vin și când vin. Să nu lucrez pentru dărâmare, ci să lucrez pentru zidire. Cuvântul poate să aducă dărâmare și poate să aducă zidire. Tot apostolul Pavel spune Efesenilor în capitolul 4:29, niciun cuvânt stricat să nu iasă din gură, ci unul bun pentru zidire. Suntem noi conștienți de faptul că cuvintele pe care le rostim pot să aducă zidire sau pot să aducă dărâmare? Zidire sau dărâmare? Cuvintele stricate dărâmă. Cuvintele bune zidesc și aduc har celor ce le aud. Asta întărește, sufletește o biserică. Asta zidește o biserică. Cuvântul. Acum, întrebarea se pune ca întotdeauna. Găsește cuvântul lui Dumnezeu credință. Găsește credință în inima ta care asculți cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu uneori e pentru mustrare, pentru îndreptare, pentru corectare, pentru îmbărbătare, pentru mângâiere. Folosirea cuvântului e pentru mai multe scopuri. Cuvântul nu e folosit doar să mângâie, cuvântul e folosit și să taie, și să îndrepte, și să corecteze. Primești cuvântul lui Dumnezeu cu credință ca să te îndrepte, că dacă nu se întâmplă ca și celor din evrei, cărora le spune Pavel că lor cuvântul nu le-a fost de niciun folos pentru că n-a găsit credință la cei care l-au primit. Cuvântul lucrează atunci când găsește credință în inima ta. Domnul să binecuvânteze cu credință și acest cuvânt întotdeauna să aducă zidire pentru sufletul tău și pentru sufletul meu. Al treilea aspect foarte interesant care e bine să-l notăm, care pregătește mediul în care se manifestă puterea lui Dumnezeu, e umblarea în frica Domnului. Versetul 31. Și umbla în frica Domnului. Auziți? Biserica umbla în frica Domnului. În ultimii ani se predică împotriva fricii. Ce frică, ce reverență. Ca să explic puțin termenul frică, cum ar trebui să-l înțelegem? E reverență, respect. Reverență, respect față de Dumnezeu și față de cuvântul Lui. Ei trăiau în această frică. De unde s-a născut frica asta? Haideți să mergem în Fapte, capitolul 5, versetul 11. Ține minte ce s-a întâmplat în Faptele Apostolilor, în capitolul 5, că s-a ținut studiu biblic, nu de mult, despre o familie. Anania și Safira. Ce-au pățit oamenii ăștia? Au murit pe rând în adunare, fraților. În adunare. Pe rând au murit. În fața lui Petru. Prima dată a murit el și a doua oară a murit ea. Iată reacția bisericii. Iată reacția bisericii. O mare frică a cuprins toată adunarea și pe toți cei ce au auzit aceste lucruri.
Fapte, capitolul 5, versetul 11. Acum eu vă întreb, frica asta e bună? Îi bună frica? Frica asta, care a cuprins întreaga adunare și despre care spune Luca mai târziu aici, în versetul care l-am citit, că biserica umbla în această frică de Domnul. E bună frica asta? E bună frica asta? Băieți și fete, e bună frica asta de Domnul? Nu să-ți imaginezi că Dumnezeu e bătrânul ăla cu barbă și cu baseball bat în mână, e tiranul ăla care se uită după tine și cum ai greșit, cum ți-o dat peste cap. Nu-i bine să-L vezi pe Dumnezeu în felul ăsta. Dar îmi pare rău să vă spun oarecum că nu-i bine să-L vezi nici că Dumnezeu is your buddy, că Dumnezeu e prietenul tău. Spunea și cred că fratele îmi scapă, Dani Peter. Cred că fratele Dani Peter spunea în ultima lui predică, aici, într-o duminică seara, că cu Dumnezeu nu ne tragem de șireturi. Asta e lipsă de respect. Adică, față de Dumnezeu dezvolt o atitudine de reverență și de frică, asemănător cu aceea care ai avut-o ca și copil față de tatăl tău. Când ai fost copil, l-ai iubit pe tata, dar te-ai și temut de el. Te-ai și temut de el. Ai ascultat de el, ai avut o frică și un respect. Și poate că până în ziua de azi o ai. Și dacă ai ajuns mare și ești căsătorit și ai copii, când te gândești la tata, tot cam în felul ăsta te gândești, dacă respecti. Dumnezeu ia tot puternic și sfânt, înălțat mai presus de orice. El este Creatorul și Mântuitorul. El ne iubește. Dar față de Dumnezeu trebuie să dezvoltăm o atitudine de frică și reverență. În momentul în care oamenii pierd atitudinea aceasta de frică și reverență, oamenii se îndepărtează de Dumnezeu. Absența acestei virtuți înseamnă depărtare de Dumnezeu. Romani capitolul 3, versetul 18. Apostolul Pavel descrie lumea căzută în păcat și prezintă ca pe un viciu, ca pe o plagă, absența fricii de Domnul. Spune așa despre ei: frica de Dumnezeu nu este înaintea ochilor lor. Frica de Dumnezeu nu este înaintea ochilor lor. De ce vorbim despre lucrurile mărunte? E un lucru mărunt, cum ar fi telefonul. Dar știți că chestia asta are de-a face cu reverența și cu frica de Domnul? Totuși, dacă tu crezi că Dumnezeu e prezent aici la slujbă și e prezent aici și noi suntem prezenți aici pentru închinare, nu ne jucăm la telefon. Nu? Dacă mergi, îmi vine greu să spun că președintele Americii îți dă 5 minute să vorbești cu el. Dacă președintele Americii îți dă 5 minute să vorbești cu el, cred că nu te duci cu telefonul lângă tine și în timp de 5 minute ai de rezolvat 3 probleme la telefon. A? It doesn't make sense, right? Îi dai tot timpul, că e scurt. Eu zic că nu-i mult că stăm la adunare. Dar e o chestiune de reverență față de Dumnezeu, atitudinea noastră. Dacă ne plimbăm, dacă vorbim unii cu alții, dacă nu ne pasă ce se întâmplă, lipsa de reverență și atitudine cu respect față de Dumnezeu, asta dovedește o lipsă de frică de Domnul. Și asta caracterizează pe oamenii care se depărtează de Dumnezeu. Poporul lui Dumnezeu trăiește în frica de Domnul. Domnul să ne binecuvinteze, să dezvoltăm această atitudine. Și apoi, a patra caracteristică a acestui mediu propice în care lucrează Dumnezeu și își manifestă puterea, e de fapt un rezultat a celor trei. E înmulțirea prin Duhul. Versetul 31. Și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Înmulțirea bisericii e o lucrare a Duhului Sfânt. Înmulțirea bisericii nu e un rezultat a abilităților noastre.
Nu că suntem noi buni manageri, suntem noi buni administratori, suntem noi buni păstori, suntem noi buni predicatori. Înmulțirea bisericii e un rezultat al lucrării Duhului Sfânt în inimile oamenilor. Noi avem anumite obligații și responsabilități. Noi trebuie să ne facem datoria înaintea lui Dumnezeu. Dar în final, numai Duhul lui Dumnezeu poate convinge oamenii că sunt păcătoși și să se întoarcă la Dumnezeu. Dacă îți place la biserică, numai Duhul Sfânt face lucrul ăsta. După firea pământească, n-are ce să-ți placă la biserică, numai pentru băieți, dacă ved fete frumoase. Aia se poate întâmpla. La vârsta aia când tinerii nu prea au multă minte, iertați-mă, la vârsta la care tinerii nu au prea multă minte, pot să vină la biserică pentru motiv firesc. O văzut o fată faină și toată slujba-i cu ochii pe ea. Și el nu știe ce se întâmplă aici. Sau invers. Și fetele pot să fie cu ochii pe băieți. Ăsta e un motiv firesc. Dar pentru un om matur, pentru un adult, ca să se simtă bine la adunare, trebuie ca Duhul lui Dumnezeu să-i atingă inima. Trebuie ca Duhul lui Dumnezeu să-l sensibilizeze. Nimic altceva nu te poate face să fii bucuros, să te simți bine în prezența poporului lui Dumnezeu și a sfinților decât Duhul lui Dumnezeu. Rugăciunea noastră întotdeauna este ca Duhul Sfânt să atingă inimile noastre, ori de câte ori, inima noastră să fie un ogor potrivit unde Duhul lui Dumnezeu să lucreze. Înmulțirea bisericii e o lucrare a Duhului. Ioan 16:26, dar Mângâitorul, adică Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Duhul Sfânt face lucrul acesta și ne aduce învățătură. Și când va veni El, El va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Nu munca noastră, nu efortul nostru, nu transpirația omenească, ci lucrarea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt vrem să lucreze, Duhul Sfânt vrem să atingă, Duhul Sfânt vrem să vorbească. De aceea eu cred că chiar și atunci când cuvântul e aspru și caută să îndrepte ceva în inima și în viața ta, permite Duhului Sfânt să lucreze. Dă voie Duhului Sfânt să te îndrepte și să mă îndrepte, că avem atâtea lucruri de îndreptat și încă de învățat. Și biserica Domnului se înmulțește cu ajutorul Duhului Sfânt. Noi suntem doar robi netrebnici. Să dea Domnul să predicăm cât de bine, să dea Domnul formațiile să cânte cât de frumos, să dea Domnul să avem o administrație cât de bună. Toate astea sunt importante și sunt frumoase. Dar repet, în final, sufletele sunt câștigate pentru împărăție prin sensibilizarea și lucrarea pe care Duhul Sfânt o face în inimile oamenilor. Și noi dorim lucrul acesta și asta ne învață Scriptura. Într-un astfel de mediu, unde e pace, unde oamenii se zidesc sufletește, unde oamenii umblă în frica de Domnul și unde poporul lui Dumnezeu se înmulțește prin lucrarea Duhului, acolo Dumnezeu are teren liber ca să-și manifeste puterea, prezența și harul. Și puterea lui Dumnezeu este mare. Domnul se mai vindece. Domnul vede inima. Domnul vede lacrima. Domnul vede suferința. Domnul vede durerea. Și Domnul poate să lucreze. Credem că Domnul face minuni și astăzi? Credem că Domnul vindecă și astăzi? Ne ridicăm înaintea Domnului, iubiți frați și surori, și mijlocim toți împreună pentru toți cei care am anunțat și pentru care nu i-am anunțat. Dumnezeu să lucreze, Dumnezeu să tămăduiască, Dumnezeu să ridice, Dumnezeu să vindece și Domnul, prin Duhul Sfânt, să păstreze între noi și în adunare un mediu potrivit și propice pentru manifestarea prezenței și puterii lui Dumnezeu.